cel puțin două duminici la rând în urmă ne-am oprit asupra acestei teme așa de importantă, familia creștină. Și în cadrul acestei teme am vorbit despre comunicare. Am văzut cât de importantă este comunicarea. Am văzut cât de important este să discuți, să ai acest dialog, să ai harul de la Dumnezeu. Bineînțeles, după un timp cât ai fost împreună, soț-soție, de la căsătorie, să poți să intuiești nevoia celuilalt. Ce vrea să-ți spună? Am văzut că apar și conflicte și duminica trecută am auzit și ceva legat de soluționarea conflictelor. Apar? Mai apar. Cineva spunea odată, atunci când a fost întrebată o persoană, o soră, mai vin gânduri rele? Și știți ce a răspuns? Păi crezi că Satana stă degeaba? El tocmai preocuparea aceasta o are, să vină să aducă lucruri care să ne îndepărteze unul de altul. Și dacă se poate, să ne facă să nu mai fim după voia lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să facem un pas mai departe. Nu putem spune că s-a spus suficient referitor la soluționarea conflictelor. Așa cum avem o cântare în cărțile noastre, atunci când apar conflicte, trebuie și soțul și soția să vină pe genunchi. Și cântarea spune în felul acesta, spune-i lui Iisus, spune-i totul lui. El este în stare să ne învețe, să ne dea lumină prin Duhul Sfânt și călăuzirea de care avem nevoie pentru soluționarea conflictelor. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom face un pas mai înainte și vom vorbi despre însușirile soțului credincios. Așa este manualul, așa este cuprinsul, așa trebuie să urmărim. Dați-mi voie să vă spun că eu aș fi început cu însușirile soției credincioase. Dar vom începe cu însușirile soțului credincios, a tatălui în familie și după aceea, cu ajutorul Domnului, vom vorbi și despre însușirile soției credincioase. Cum trebuie să fie soțul credincios? În primul rând trebuie să fie credincios, nu-i așa? Cu siguranță. Devotat, predat Domnului, pentru ca în felul acesta viața aceasta în căsnicie să fie o viață după voia lui Dumnezeu. Într-o viață de familie fericită nu pot fi doi conducători, așa cum nu pot fi doi supuși. Dumnezeu a rânduit de așa manieră lucrurile, încât soțul să fie capul familiei, să aibă răspunderea aceasta în familie, iar soția să fie supusă, să fie alături de el, iubită de el și supusă lui. Ca în felul acesta, împreună, soț și soție să fie supuși Domnului Iisus. Dumnezeu a dat instrucțiuni clare numindu-l pe soț capul familiei. Așa a rânduit Dumnezeu. Aș vrea să deschideți împreună cu mine cuvântul Domnului la Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 11, voi citi un verset, versetul 3, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul acesta. Cine are Biblia, la pagina 1121. 1 Epistola a lui Pavel către Corinteni, citesc din capitolul 11, versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Apostolul Pavel propovăduiește această ierarhie chiar și în Trinitate. Domnul Iisus este supus Tatălui, lui Dumnezeu. Soțul
după pilda Domnului Iisus, trebuie să fie supus Lui. El este capul trupului, Domnul Iisus Hristos, și capul bisericii. Și eu, soțul, eu cap de familie, în familie, trebuie să fiu supus Domnului Iisus, să-L ascult, să vin înaintea Lui cu dorința de a-mi spune ce trebuie să fac pentru ca lucrurile să meargă bine, pentru ca familia mea să fie o familie model, pentru ca în casa mea să fie, așa cum spunea cineva, un colț de rai. În această seară vom vedea răspunderea pe care o are soțul față de soție și implicit față de familia sa. Dumnezeu a creat pe bărbat și pe femeie să fie complementari, să se completeze unul pe altul. Așa a rânduit Dumnezeu. Nu suntem desăvârșiți. Atunci când doi tineri se căsătoresc, ei vin cu viața lor, cu caracterul lor, cu obiceiurile lor. Și la început lucrurile parcă nu se aranjează, nu merg, parcă nu intră pe făgașul dorit. Însă Dumnezeu, prin Domnul Iisus și prin Duhul Său Sfânt și ajutat de cuvântul Său, cizelează, șlefuiește caracterul nostru, sufletul nostru, al fiecăruia, al soțului, al soției, mai cedează unul, mai cedează și celălalt și lucrurile merg. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne învețe pe fiecare dintre noi ce avem de făcut, în așa fel încât să fim pe placul Domnului Iisus, a prea iubitului nostru Mântuitor. Vrem să ne ocupăm în seara aceasta, în prima parte a expunerii noastre, de conceptul de cap al familiei în Noul Testament. Și după aceea vom vedea și alte lucruri referitoare la acest subiect, însușirea soțului credincios. Cuvântul grecesc pentru cap, kaphale, este folosit de 75 de ori în Noul Testament. De 75 de ori. Este interesant că Dumnezeu este acela care este suveranul, care este deasupra. Este interesant că Domnul Iisus este supus Tatălui, lui Dumnezeu. Și este interesant că, așa cum am citit acolo în 1 Corinteni, în capitolul 11, în versetul 3, Dumnezeu fixează ordinea aceasta, ierarhia aceasta. Soțul trebuie să fie supus Domnului Iisus. Ce presupune aceasta? Să mă las învățat de El. Păi da, dacă am 25 de ani sau poate 30, nu am reușit să învăț ce trebuie să fac pentru ca familia mea să fie o familie model? Nu. Avem nevoie să fim învățați prin Harul lui Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, ce trebuie să facem în așa fel încât să trăim o viață plăcută înaintea Lui. Ne vom ocupa de sensul figurat al cuvântului cap. În mod metaforic, aici în 1 Corinteni, în capitolul 11, la versetul 3, Duhul lui Dumnezeu ne prezintă ierarhia aceasta. Dumnezeu este deasupra, este suveran, Domnul Iisus îi este supus, iar soțul credincios trebuie să fie supus Domnului Iisus Mântuitorului. Am văzut în cuvântul lui Dumnezeu, nu ne permite timpul să putem citi acum, și Apostolul Petru în prima sa epistolă spune, și mai sunt și alte locuri, în cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbesc despre supunere. Am văzut că soția trebuie să fie supusă soțului. Haideți totuși să deschidem împreună și la epistola către Efeseni, de unde vom citi câteva versete din capitolul 5. Epistola către Efeseni, capitolul 5, vom citi de la versetul 21. Referitor la această supunere. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Și ultimul verset, 33, încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. În versetele acestea, de trei ori, Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, vorbește despre această iubire pe care soțul credincios trebuie să o aibă față de soție, pe care trebuie să o pună în practică. Atunci când iubirea aceasta este prezentă, atunci multe din conflicte, din lucrurile pe care Satan le aduce ca o frână în mersul frumos, în înaintarea, în viața aceasta de familie. Cum vine cel rău? Cu siguranță că vine. Pentru că familia este instituția creată de Dumnezeu. Diavolul nu iubește deloc lucrul acesta. A venit chiar acolo, în grădina Edenului, la început, când familia aceasta atât de fericită, cei doi, Adam și Eva, se întâlneau cu Dumnezeu în răcoarea zilei. Era extraordinar. Oamenii aceștia care au ieșit din mâna lui Dumnezeu aveau însușiri extraordinare, erau deosebiți. Gândiți-vă la Adam, omul acesta, care are puterea să cunoască așa de mult, să dea nume fiecărui animal și să nu se repete câte specii, câte animale, ce înțelepciune, ce har. Și cu toate acestea, acolo va veni cel rău. A venit numai atunci? Oh, nu! De mii de ani acest vrăjmaș urmărește să aducă în familii despărțirea. De mii de ani acest vrăjmaș aduce cearta, aduce neînțelegerea, aduce conflictele și de aceea un capitol special a fost pentru soluționarea conflictelor. Sunt așa de multe conflicte, doar ai ridicat puțin tonul. Poate celălalt nici n-a înțeles bine și dintr-o dată, așa cum vara se întâmplă după o căldură toridă, vine un vânt puternic, a izbucnit o furtună, o ploaie torențială cu gheață, cu grindină, nimicește, topește totul. Așa se produce și în viața de familie. Cerul este senin, sunt zâmbete, dar deodată cel rău aduce ceva în viața unuia dintre soți și se pornește furtuna. Ce e de făcut? Înapoi la Domnul Iisus. Înapoi la pocăință, la mărturisire, pentru ca lucrurile să fie reînnodate, legătura aceasta să fie reînnodată cu Domnul și apoi și pe orizontală între soț și soție. Cuvântul Domnului ne spune chiar din cartea Geneza, citim în capitolul 3, la versetul 16, partea a doua a versetului, despre soț, despre Adam. Dumnezeu a spus aceasta Evei, iar el va stăpâni peste tine. Dumnezeu a fixat ordinea aceasta. Nu Adam așa s-a gândit el că ar fi bine să fie capul soției, să stăpânească el, să dirigeze lucrurile în familie. Nu, Dumnezeu a fixat ordinea aceasta. Și auzim de asemenea în cuvânt, citim în cuvânt ce spune Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, de pildă în 1 Timotei 2:11. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea.
Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Aceasta este poziția pe care o vrea Dumnezeu. Astăzi a deformat vrăjmașul acest criteriu al lui Dumnezeu. Este democrație. Oamenii spun, femeia este egală în drepturi cu bărbatul. Și auzeam pe cineva că numai la sectorul 6, într-o lună, sunt 2000 de cereri de divorț. De ce? Pentru că acest vrăjmaș vine să aducă această păcăleală a lui. Trebuie să conduci și tu. De ce atâta supunere din partea soției față de soț? Și nu invers. Și lucrurile nu mai merg, lucrurile se încurcă. Fie ca Duhul lui Dumnezeu pe noi cei credincioși să ne ajute să putem împlini în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu. Nici o soție să nu se simtă jenată de faptul că trebuie să fie supusă soțului. Și nici un soț să nu spună, până aici, am iubit destul soția mea, i-am acordat atâta atenție, atâta înțelegere, este cam de ajuns. Nu. Domnul Iisus ne ajută să înțelegem ceea ce am citit în Efeseni 5. Vrem o pildă? Cum a iubit Hristos biserica? Cum a iubit-o? Plin de devotament. A spus, iată-mă, trimite-mă acolo în cer. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Pentru ce venea? Să-și dea viața pentru noi, oamenii păcătoși. Să ne salveze pe noi. Să ne răscumpere, să facă din noi mireasa lui, soția lui. Câtă binecuvântare vine din acest lucru. Domnul Iisus s-a supus întru totul voiei lui Dumnezeu și a fost gata să-și dea viața pentru noi, oamenii păcătoși. Domnul Iisus este numit în Coloseni, în capitolul 2, versetul 10, capul oricărei domnii și stăpâniri, în sensul că El este conducătorul suprem. De El trebuie să ascultăm. El este acela care trebuie să fie deasupra și respectat în familia creștină. Ce bine este să fie auzit soțul, așa mă învață cuvântul. Atunci când are de luat o decizie, în orice lucru care privește viața de familie, să spună, așa mă învață cuvântul, așa vrea Domnul Iisus. Atunci lucrurile nu se încurcă, atunci este stabilită această ordine pe care o vrea Dumnezeu. Atunci este respectat El, Domnul Iisus, capul din ceruri, acela care trebuie să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și cum vrea să o facă atât de mult. Soțul, aici unde am citit în Epistola către Efeseni, în capitolul 5, la versetul 23, este numit cap al soției. Aș vrea să vedem câteva lucruri care privesc răspunderea soțului față de soția sa. Soțul trebuie să fie gata de jertfă. Domnul Iisus a fost gata? Da, învățăm de la El. El a fost gata să se jertfească pentru noi. Și noi trebuie să fim gata de jertfă. Dacă ai venit de la serviciu și ești obosit și soția spune, știi ce e, dragul meu, am uitat să-ți spun să treci pe la piață și să iei pâine sau să iei 5 kg de cartofi. Asta în cazul în care familia e mai numeroasă. Am uitat să spun lucru cu tare, ai fi gata să te duci. Tocmai acum te-ai gândit, am avut o zi grea, mi-a fost așa și așa la serviciu. Dacă în felul acesta pun lucrurile, s-a terminat. Pentru seara aceea sau pentru zilele următoare, a câștigat vrăjmașul. Dar dacă îi spun, da, e o favoare pentru mine să fac un lucru care îți trebuie astăzi, acum. Uite, am să merg imediat. E o favoare pentru mine să-L ascult pe Domnul și am să plec, am să cumpăr ceea ce mi-ai spus sau orice altceva. Ce rugăminte ar avea soția? Să dau cu aspiratorul, dar e prea greu. Păi mai ușor ar fi să
până mi se pregătește masa, să stau puțin întins pe canapea. Am nevoie de odihnă. După 8-10 ore la serviciul meu. Ce bine este să fiu atent la soția mea și ce bine este ca soția mea să fie atentă cum să facă în așa fel încât să-mi fie pe plac. Și amândoi soții, soțul și soția, să-i fie pe plac Domnului Iisus. Să nu fie nici cârtire, nici duh de nemulțumire în familia noastră. Și atunci este prezent El. Atunci Domnul Iisus se simte bine, așa cum se simțea în familia aceea din Betania. Vă aduceți aminte? Unde era Maria, Marta și Lazar. Se simțea nespus de bine în această familie. Fie ca și în familia noastră, Domnul Iisus să se simtă bine. Domnul Iisus este modelul soțului, așa cum am văzut în Efeseni 5, de la versetul 25 la 33, Domnul Iisus este un model pentru soțul credincios. Apostolul Pavel repetă de 3 ori porunca dată soțului de a-și iubi soția. De ce? S-ar putea să uite, dacă spunea numai o dată, să uit lucrul acesta. Și ceea ce merge în viața aceasta de căsnicie este tocmai acest lucru, să-mi fac partea mea, să-mi iubesc soția. Și atunci, dacă ea vede lucrul acesta împlinit, îi este așa de ușor să fie supusă. Altfel nu merg lucrurile. Prin harul lui Dumnezeu, anul acesta am împlinit 31 de ani de când m-am căsătorit. Și soția mea este aici și ar putea să spună că nu a fost o zi, poate, în care am uitat să-i spun, te iubesc. Și nu doar să spui gratuit, că ți-e ușor să rostești vorbe, ci să o spui din inimă, să faci lucrul acesta cu teamă de Domnul. Și El ne-a iubit și ne-a dovedit acest lucru. Ne-a dovedit că ne iubește, spunea El. Păstorul acesta atât de bun își dă viața pentru oile sale și ne-a dovedit. Acolo la cruce și-a dat viața pentru noi. Până unde ne-a iubit? Până la capăt. Așa cum este scris în epistola, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, la început. Există un singur Tată perfect, Dumnezeu Tatăl nostru. Noi, frații, tați, prin harul lui Dumnezeu, putem învăța de la Tatăl nostru care este în ceruri, iubirea Lui. Fratele ne-a spus mai devreme poezia aceea despre fiul risipitor. Ei bine, acolo Domnul Iisus în Luca 15, prin pilda pe care o spunea despre fiul risipitor, vorbea despre tatăl acela atât de iubitor, care nu s-a uitat la cum arăta fiul, nu a mai gândit ce i-a făcut fiul, cum i-a pătat numele lui, ci l-a îmbrățișat, l-a sărutat cu drag și l-a invitat în casă. Și pentru el era ca și mai înainte fiul său. Învățăm de la Tatăl nostru ceresc. M-am gândit și la câteva exemple, timpul se scurge uluitor de repede. Mă gândeam la Avraam, este numit în Scriptură tatăl tuturor celor credincioși. L-a crezut pe Dumnezeu, s-a încrezut în Dumnezeu. Ce devotat a fost lui Dumnezeu Avraam. De atunci de când Dumnezeu i-a spus lui Avraam, ieși din țara aceasta, din familia ta, dintre rudele tale, și fii gata să mergi într-un loc pe care ți-l voi spune. Avraam s-a încrezut în Dumnezeu. Apoi acest om credincios Avraam, împreună cu soția sa, erau înaintați în vârstă, primesc favoarea să aibă un fiu. Vă dați seama ce iubit a fost Isaac? După aproape o viață l-au primit pe Isaac, după rugăciuni, după insistență. L-au primit și după ce l-au primit, l-au iubit așa de mult, viața lor era învăluită, era legată de acest fiu, de Isaac. Și într-o zi Dumnezeu îi spune, este scris în cartea Geneza,
ia pe fiul tău și adu-l ca jertfă. Doamne, nu cumva ai spus prea mult? Nu, ia-l. Și Avraam era un om credincios. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea Geneza, Dumnezeu declară, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Știu ce bine ar fi să spună Dumnezeu, să spună Domnul Iisus, care este capul oricărui soț, să spună știu că acest credincios, acest bărbat credincios are să poruncească casei lui. Are să fie această înțelegere, această teamă sfântă, acest respect față de mine, față de cuvântul meu. Și Avraam, atunci când aude că trebuie să-l aducă pe Isaac ca jertfă, nu face altceva decât să pună în practică. Sigur că la început poate a avut un șoc, oricare dintre noi am avea șocul acesta, cum adică să-l aduc ca jertfă? Și cuvântul ne spune în Epistola către Evrei, voi citi câteva versete unde ni se spune așa, prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac când a fost pus în încurcătură, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia i se spusese în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți, și drept vorbind că a înviat din morți l-a primit înapoi. Ce frumos! Avraam îl crede pe Dumnezeu. Avraam ia imediat pe fiul său, ia două slugi cu el, taie lemnele care vor, cu care să facă focul acela pentru jertfă și îl ia pe Isaac și pleacă cu el în locul pe care i l-a dictat Dumnezeu, pe muntele Moria. Nu, n-a întrebat-o pe Sara, cu siguranță că inima ei de mamă nu ar fi acceptat ca Isaac să, ca Avraam să facă lucrul acesta, să-l aducă jertfă pe Isaac. El s-a încrezut în Dumnezeu. El a crezut că va veni înapoi cu Isaac de acolo. Și așa s-a întâmplat. Dumnezeu a testat, a verificat credința lui Avraam. Fie ca noi, tații, soții, credincioși, să avem o astfel de credință, o astfel de încredere în brațul puternic al lui Dumnezeu, în Dumnezeu Tatăl nostru care ne iubește pe fiecare dintre noi. Nu încercările îl formează pe om, ele doar îl arată așa cum este el cu adevărat, spunea cineva. Nu încercarea te schimbă, ci încercarea arată ce e în lăuntrul tău, în sufletul tău. Încercarea vorbește despre legătura ta cu Dumnezeu, despre încrederea ta nezdruncinată în acela care ține toate lucrurile cu puterea lui. Putem vedea caracterul lui Avraam, sensibilitatea lui la vocea lui Dumnezeu. Putem vedea evlavia lui Avraam atunci când zidea un altar Domnului și chema numele Domnului. Putem vedea închinarea lui Avraam, duhul de împăciuire atunci când, așa cum ne arată cuvântul, a apărut conflictul între el și Lot. Putem vedea preocuparea lui Avraam pentru familia lui, trimite pe Eliezer să ia o soție pentru fiul său Isaac. Un tată credincios, un om devotat al lui Dumnezeu. Timpul nu ne mai permite. Sunt așa de multe exemple și în Noul Testament. Oamenii ai lui Dumnezeu care au avut un caracter deosebit, o viață frumoasă, care au putut face dovada că sunt plăcuți lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, Petru, Ioan și alții sunt oameni pe care cuvântul Noul Testament ne arată cum a fost viața lor. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute pe noi soții credincioși
să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne încredem din toată inima noastră în puterea lui Dumnezeu și să-L chemăm în ajutorul nostru, pentru că El ne poate ajuta să trăim acea viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, în familia noastră și între semenii noștri. Amin.